Ciao Florin, come stai? È un piacere sentirti, è un piacere quando mi chiami. Ti ringrazio per avermi messo nella tua top 11 di sempre. Mi devi dire dove mi hai messo come centrale, come terzino sinistro, ma credo come terzino sinistro. Abbiamo passato dei begli anni al Milan, sei sempre stato un grande professionista e un grande giocatore. Siamo qua a Milanello, dove tu hai passato, credo, dei momenti molto belli e dove abbiamo costruito molti dei nostri successi. Ti do un grande abbraccio e anche un saluto a tutti gli amici rumeni. Ciao Florin, un abbraccio grande a Paolo. Ciao Da, frumos. ciao. Cred că trebuie să simți niște sentimente aparte Wow. când toți acești mari fotbaliști trimit mesaje din astea de suflet, mesaje personalizate, nu așa într-o gală unde se mai află alți 100 de fotbaliști și vorbesc la general. Adică mesajele astea sunt direct către tine. Ți-am mai spus, sunt pătruns, am mai spus, repet fraza asta de multă emoție și faptul că acești mari campioni de la care am învățat multe lucruri, am putut să văd multe lucruri și mai ales la Milan, unde eu am avut onoarea de a sta un an și am învățat foarte multe lucruri de la ei, ce înseamnă acel spirit al lui Milan, acel mod de a lucra, de a te antrena, nu știam ce înseamnă să joci într-o echipă de acel nivel în acei ani. Deci sunt impresionat de asemenea mesaje. Cum am spus, în mod dezinteresat o spun, eu cred că, repet, am lăsat această amintire plăcută în sufletul acestor campioni. Niciodată nu mi-aș fi imaginat să joc la Milan, sincer să fiu, eu am spus că mulți ani în urmă la Milan Channel am declarat că pentru mine faptul că de a îmbrăca tricoul Milan e ca și cum aș fi câștigat un fel de balon de aur pentru mine, Mai pentru ales că era Milanul acelor ani. Milanul acela din acei ani, pentru că de mic îmi visam să într-adevăr să îmbrac un tricou faimos din Italia. Iată, visul mi s-a împlinit și ce să zic, Apropo de Maldini, Paolo. cât din ceea ce se întâmplă acum la Milan e creația lui? Cât implicare are și cât de important e în managementul clubului Foarte acum? mare, foarte mare. Are niște calități incredibile umane. Are o putere de convingere incredibilă, după părerea mea, e mult mai cu siguranță matur. A ales că e de momentul ideal pentru a deveni managerul general al lui Milan, pentru că totul depinde de el. Bineînțeles, în colaborare, bineînțeles, cu Pioli, dar are niște calități incredibile și mă bucur pentru că este cu siguranță mare parte meritul lui, al lui Milan, de a construi acest Milan, între ghilimele să vorbesc așa, a construi acest Milan și iată de a face cât mai repede să revină la acel mare nivel Da. de care suntem obișnuiți. Paolo este, nu am adjective Caracteriza, pentru nu? caracteriza, este ceva excepțional, este o legendă acelui club. A preluat ștafeta, să zic, sau banderola de echipă de la Marele Franco și iată, a dus-o până la cele mai înalte nivele. Și mă bucur că, iată, continuă această muncă nemaipomenită care o face pentru Milan. E vorba aici de o familie incredibilă, de o dinastie, să zic așa, de la tată Cezare, de la Cezare până la el și până la Daniele, care într-adevăr este un jucător foarte interesant, pentru că Băiatul este băiatul lui. Deci lui. sunt impresionat.